Puțin dintre noi suntem atenți la ce alimente consumăm sau la orele la care alegem să mâncăm. Un lucru este clar, este important să respecti mesele principale ale zilei, dar și gustările dintre mese, pentru a nu te înfometa, dar și pentru a evita mâncatul în exces. Există persoane care mănâncă după un orar prestabilit, așa cum există alte persoane care mănâncă atunci când li se face foame sau, de ce nu, când reușesc să găsească o portiță în programul haotic de lucru. Specialiștii ne sfătuiesc să alocăm mai multă importanță programului de masă care ne poate influența sănătatea. Eu zic că cele trei mese, cele minim trei mese, așa cum îmi place mie să spun, sunt foarte importante, pentru că uh, majoritatea cei care vor să slăbească uh, recurg la înfometare, ceea ce este total greșit, pentru că se dă dovadă aici de inconștiență. Importanța celor trei mese um, duce la un stil de viață sănătos, vorbesc aici de alimentație curată, da? pentru a avea o sănătate bună, pentru a avea un fizic uh, plăcut ochiului și armonios. Prima masă zilei este și cea mai importantă, având un rol deosebit pentru a-ți menține sănătatea și greutatea optimă. Micul dejun trebuie să acopere 20-30% din necesarul zilnic de energie și de aceea nu poate fi înlocuit de nicio altă masă a zilei. Studiile au demonstrat că nutrienții esențiali pierduți la micul dejun nu sunt compensați la celelalte mese. Știi cum se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață? Din păcate, aud tot mai des la majoritatea adulților că micul dejun constituie în momentul de față doar o cafea, iar copilul acestora pleacă la școală fără să fi servit nimic. Ceea ce eu zic că din punct de vedere al adultului, la fel recurgem la inconștiență, iar când e vorba de copil cu atât mai mult. În momentul în care noi avem cele trei mese, da pe zi, oferim organismului toți nutrienții de care acesta are nevoie. Și având acest lucru, practic. Oferim organismului imposibilitatea de a-și face rezerve și astfel, având cele trei mese, da, acesta accelerează arderile. Cea mai importantă masă, eu zic că trebuie să fie micul dejun. Și odată ce ai un mic dejun, deja un mic dejun făcut sănătos, acest lucru poate schimba lucrurile. Prânzul este a doua masă importantă a zilei și adesea cea mai bogată caloric. Se servește la 4-6 ore de la micul dejun, bineînțeles dacă avem și o gustare în acest timp. Să zicem că suntem la serviciu, da? putem să ne comandăm ceva sănătos sau chiar putem să ne facem um, ceva de acasă și plecăm cu casserola. urmând ca, ca mai apoi să avem uh, cina, cina acasă. Dar uh, este foarte important să nu sărim peste mese și doar să spunem că nu am timp, ciugol foarte puțin. Noi trebuie ca adulți sau și ca și copii, nu neapărat uh, noi în principal, dar noi trebuie să fim conștienți um, să avem cele trei mese, dacă nu minimul de trei mese, dacă nu îi putem introduce și pe lângă, eu știu, câteva, eu știu, încă două gustări, dar să, avem, să putem oferi organismului tot ceea ce are el nevoie pe parcursul unei întregi zi. Cina reprezintă adesea singura masă pe care o mâncăm împreună cu familia sau cu prietenii. Din acest motiv, sau dacă în timpul zilei s-a mai sărit vreo masă, suntem tentați să punem pe masă tot ce găsim în frigider și, bineînțeles, să mâncăm tot ce avem în farfurie. Rezultatul este un consum mare de calorii, un somn agitat și, desigur, creșterea în greutate.